trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I got it. Hello, dragilor. Sunt puțin în întârziere, încă nu am părul complet uscat. Mă duc să-l dau puțin cu produs din acela pentru curls și o să ieșim din casa pentru că trebuie să ajungem mai devreme, să plătim biletele de la Casa Ceaușescu și să vizităm. O să văd dacă pot să filmez acolo, dacă nu, o să vă povestesc așa cum mi s-a părut, pentru că am tot văzut așa la mai multe persoane și sigur, sigur e foarte interesant. Și abia aștept să văd și eu ce se întâmplă acolo, pentru că am văzut cum arată anumite camere, am mai văzut la alte persoane și mi s-a părut amazing și vreau și eu să merg să văd de când plănuiesc. Asta se întâmplă, abia aștept. Așa că o să vă iau cu mine dacă pot, dacă îmi permite să filmez, dacă nu o să plătesc taxă, foto, tot ce e nevoie ca să pot să filmez aici, să vedeți și voi. Așa că mâncați repede pentru că sunt în întârziere, trebuie să plec neapărat și ne vedem pe drum. So easy when we met. Future ahead of us, making memories. Our only hope is to forget and keep that passage closed for centuries. Tocmai am ieșit de la vizită. Așa cum bănuiam, n-am putut să filmăm. Sau mă rog, taxa e de 1000 de euro sau ceva de genul ca să filmez. Probabil doar o televiziune sau ceva ar face asta sau nu știu, habar n-am. Clar nu eu. Dar am făcut poze. O să le pun pe story acum și mă gândesc poate o să pun pe aici pe măsură ce povestesc câteva poze de acolo. A fost, na, vă dați seama. Pe mine m-a întristat, sincer. Pentru că, na, cunosc istoria și să vezi unde au locuit acei oameni care au ținut în sărăcie și în suferință atâția oameni, nu-ți pică bine să vezi. Dar dacă treci de treaba asta, ceea ce n-am reușit sincer, da, e foarte frumos. Te gândești că în anii 60-70 locuiai în... Bine, nu sunt neapărat pe gustul meu, dar se vedea că era calitate, era frumos. Numai marmură de pe la noi, lemn, sculpta frumos, aveau tot felul de covoare, tot felul de, nu știu, cadouri de la diversi președinți, șef de stat. Ce să vă mai zic? Fiecare fiu avea apartamentul lui, să zicem așa. Dintre cei trei fii aveau doi băieți și o fată. Cel mai frumos, așa cum am văzut că le place multora, mi s-a părut apartamentul lui Zoe, e superb. Dar și apartamentul lor, când intri, au o zonă din asta de birou separată, au un dormitor, după care au un salon așa mare de primire, dormitorul, au o baie, mi se pare că au două băi, dacă nu-mi amintesc, dintre care și, nu, au o baie, cea aurie, vestita baie cu auriu și așa, care într-adevăr arată cumva, bine, mie mi se par chicioase camerele, dacă mă întrebați pe mine, dar în același timp se vede că sunt luxoase, nu știu cum să zic, pentru perioada respectivă. Poate și palatul în sine dă toată atmosfera asta, pentru că terasele, lumina pică frumos, lemnul de calitate, marmura de calitate, astea dau atmosferă. Dar așa, mobilat, dacă mă întrebați pe mine, mie mi se pare foarte chicios. Da. Și au un fel de grădină interioară, asta m-a șocat, arăta super bine. Ca un fel de seră cu tot felul de plante și apoi intri și ajungi în zona cu piscina, unde au un fel de, nici nu știu cum se numește, e făcut așa din bucățele, îmi scapă termenul, oricum pe perete, decorat așa mozaic. Îmi venea în minte cuvântul vitraliu și nu mi-am minteam mozaic. Un mozaic superb pe pereți care a fost făcut de doi artiști români care, da, din câte am înțeles eu, au făcut acel mozaic și apoi li s-a permis să plece din țară sau ceva de genul ăsta. Cam asta. Pe măsură ce vorbesc o să pun eu niște fotografii ca să vă faceți și voi o idee, pentru că nu am putut să filmez, v-am zis. Dar e o experiență ciudată, dar și frumoasă în același timp. E o clădire frumoasă pe care merită să o vedeți. S-a vorbit interesant că în curtea din spate erau păuni, deși mie mi-e frică de păsări, dar sunt sigură că celorlalți le place foarte mult, nu mie, am fugit de acolo. Dar da, cam asta e.
Și da, merită să mergeți. Am dat pe un bilet, un tur, a fost în limba engleză. Puteți să vă programați online sau să sunați, dar nu cred că răspund tot timpul. Eu am programat online, a fost 55 de lei un bilet. Și puteți să mergeți să vedeți. Trebuie să programați cu cel puțin 24 de ore înainte vizita. Cam asta e. Noi acum ne ducem tot pe aici prin zonă către Maison de Crep, pentru că am comandat online, dar n-am fost niciodată la ei și vreau să văd cum e. Așa că o să vă arăt și pe acolo dacă mi se pare interesant. Am fost până la French Revolution pe aviatorilor pentru că am vrut să ne răsplătăm și astăzi, că nu reușesc să deschid cutia și am luat un mini box în acesta cu 12 ecleruri și arată așa. Ați văzut că am mâncat câteva eclere super bune și acum ne plimbăm și am venit până la Palatul Mogoșoaia pentru că n-am mai fost de ceva timp să ne plimbăm pe aici. Și o să iau așa câteva cadre să vedeți și voi în caz că n-ați văzut, dar chiar vă recomand să veniți. E superb, acum mergem către palat. Ne relaxăm puțin, știți că mie îmi plac parcurile, așa că profit de fiecare parc pe care îl pot vedea. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time, laid on your sheets. You gave me your heart and said you trusted with me, but all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention, maybe we should have been friends. So, you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. One more drink, just swallow it down. I gotta get you out of my mind. But nobody said it was easy. Maybe I should have known. I've been out till late, shifting beds, trying to kill the image of you. Got a million stupid reasons not to call, it's just that I want to. Do you remember how we pulled the drapes in the basement to get away from the world that we couldn't fit in? And how we used to walk those empty streets at night in the city lights? It's where I saw you for the last time, said our goodbyes, sat in the car. You saw the pain in my eyes, but I just couldn't let you down time and time again. It wasn't my intention, maybe we should have been friends. So, you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. One more drink to swallow it down. I gotta get you out of my mind. But nobody said it was easy. But maybe I should have known. Pentru că a fost o săptămână de răsfăț alimentar, am venit și la Taj, la restaurantul Taj. Și aici avem pui cu ciuperci, pui cu chimeni, chili chicken și aici un pește cu un sos special cu condimente indiene. Și cam așa arăta. Ar arăta. Săptămâna aceasta ne-am tot plimbat. Din câte m-am uitat să fie un vlog așa mai, nu știu dacă de călătorie, dar așa de explorat orașul. Și acum am venit puțin prin Cotroceni. Periodic vin pe aici și mă plimb și am zis să vă iau și pe voi cu mine, pentru că mi se pare super Cotroceniul toamnă. Don't prove me wrong, prove you right. Don't prove me wrong, prove you right. My word is bond. Spit no lies. A daughter of
and judge, but I keep everybody at a distance, distance. If I build it, will y'all really come? Bought all these panties, but I really don't wear none. I like boys and I like girls, but I love my Ne-am plimbat așa puțin prin Cotroceni, v-am mai arătat din căsuțele minunate și acum ne gândim să ne mai plimbăm prin zona primăverii din câte am înțeles, dar să vedem unde e mai frumos, să vă mai arăt așa și de prin București, de prin capitală, cum arată mai ales toamna, dacă poate nu locuiți aici, dar mie mi se pare și frumos așa boem. Parcă îmi dă o anumită stare în momentul în care ies și mă uit așa la copaci, aici e și o zonă mai liniștită și îmi place foarte mult și de fiecare dată simt să filmez în pace cu voi în momentul acesta. Me wrong, prove you right. My word is bond, we don't spit no lies. A daughter of the sunshine. But every blue moon I come alive at night. I like lace and I like braids, but I love my free in my mind.